Patru ierarhii ai bisericii noastre au adus astăzi binecuvântare pelerinilor care au venit să se roage la mănăstirea Prislop în ziua hramului de toamnă al așezământului monahal. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, împreună cu preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, și cu cei doi ierarhi ai episcopiei Devei și Hunedoarei, preasfințitul părinte Nestor și preasfințitul părinte arhiereu vicar Gherontie Hunedoreanul. La slujbă a participat și preasfințitul părinte Daniil Stoienescu. În cuvântul său, înalt preasfințitul părinte mitropolit a vorbit despre puterea și însemnătatea Sfintei Cruci. Semnificația crucii are pentru noi un temei biblic foarte profund, foarte accentuat. Sfântul Apostol Pavel vorbește despre cruce spunând așa în Epistola către Corinteni, în primul capitol, versetul 18, cuvântul crucii pentru cei ce nu cred e nebunie, iar pentru cei ce cred este puterea lui Dumnezeu. Deci, Mântuitorul Iisus Hristos, jertfindu-se pe cruce, a transformat semnul de ocară și de condamnare care era crucea în vechime și a devenit semnul puterii și a biruinței. În al doilea rând, tot Sfântul Apostol Pavel spune că semnul crucii sau crucea Mântuitorului este și un altar de jertfă. Adică s-a prelungit, s-a transformat jertfa sa de pe cruce printr-o putere și într-un altar de jertfă în care fiecare dintre noi, purtându-ne crucea, aducem jertfă lui Dumnezeu și primim și ne împărtășim din jertfa cea dătătoare de viață pe care El a săvârșit-o pentru noi și pentru a noastră mântuire. La finalul Sfintei Liturghii, soborul slujitor a oficiat o slujbă de pomenire la mormântul părintelui Arsenie Boca, aflat în cimitirul așezământului monahal.